România este țara mea, este țara noastră. Vino înapoi acasă, întoarce-te acasă, cu siguranță te vom primi cu brațele deschise. Să aveți curaj să faceți tot ceea ce e mai bine pentru voi și pentru copiii voștri. Și dacă puterea vă permite să vă întoarceți acasă, să știți că merită să o faceți, pentru că aici este sufletul vostru și a celor dinainte voastră. În timp ce mulți români au calea străinătății, autoritățile încearcă de ani buni să îi întoarcă pe cei plecați acasă. Proiectele primarilor au început să se concretizeze, iar în satele românești au început să apară investiții. Sunt modernizate și extinse rețelele de alimentare cu apă, gaz metan și curent electric. Se asfaltează drumuri și sunt atrași investitori, toate în speranța că în comunele unde au rămas acasă doar bătrânii și copiii, se vor întoarce și cei care pot munci. Am renovat în mandat 972 de școli, 36 de grădinițe de la construite de la zero, 46 de dispensare, dintre care 18 construite de la zero, nu s-a mai construit asta niciodată, din anii 80. De ce? Pentru că acei români care s-au dus în exterior și au văzut o școală modernă, au văzut canalizare, apă, asfalt, un dispensar modern unde să-și îngrijească copiii, o creșă modernă, au venit înapoi și foarte mulți, în multe comunități, au început să vină înapoi. Într-adevăr, la noi în Moldova este un dezastru. Au plecat foarte mulți la munci în exterior, din care ajung foarte mulți cu depresie la Spitalul Socola. Sunt peste 5.000 de copii care nu au părinți și știm foarte bine, pentru un copil este lumina ochilor părinții și trebuie stat aproape de ei, mai ales că sunt în creștere. Și trebuie să facem eforturile absolut toți. Toți politicienii să aducem înapoi cei care au plecat cu sătenii noștri, să aducem înapoi cu cetățenii noștri, să vină înapoi și au ce face aici. Sunt foarte multe lucruri de făcut, sunt foarte multe proiecte, trebuie să fie integrați din nou și trebuie să modernizăm satul românesc. Un salariu trebuie să fie în jur de 700-800 de euro. Acolo ne cadrăm și atunci o să vină mulți. Așa că s-a luat hotărârea să se dea 3.000 de lei în construcții, minim 3.000 de lei. Și vreau să vă spun că au venit foarte mulți care lucrau pe șantiere din Germania, din Franța, au venit înapoi acasă. Ceea ce mă bucur foarte mult, pentru că un alt proiect și s-au văzut roadele, faptul că la modernizarea școlilor respective au fost echipe din comunele respective, o societate de 10 oameni care au lucrat în Spania, în Italia, au venit și au început să modernizeze școlile. Și în felul ăsta au rămas bani în comunitate. Trebuie să facem politica cetățeanului și să aducem înapoi concetățenii noștri. România este țara mea, este țara noastră. Vino înapoi acasă, întoarce-te acasă, cu siguranță te vom primi cu brațele deschise și vei găsi tot ce trebuie. Chiar dacă românii muncesc în străinătate cu gândul că într-o zi se vor întoarce definitiv în casele lăsate acum goale, de la un an la altul ei tot amână acest lucru. Mulți trăiesc aceleași dezamăgiri atunci când se reîntorc acasă. Dar asta este drama românilor pe care trebuie să ne asumăm. Tot noi românii, pe de o parte cei care aveau putere de decizie, pe de altă parte cei care au votat ca prima parte să aibă putere de decizie. Deci este o dramă pe care trebuie să ne o asumăm, pentru care trebuie să găsim rezultate și posibilități de a reveni și în cele de urmă să aducem cât mai mult din românii plecați acasă. Să spunem proiectul european pe care îl ducem la bun sfârșit, cel legat de diaspora, prin care încercăm să găsim soluții pentru cei care vor să vină din afara granițelor țării înapoi acasă, să le găsim un loc de muncă, să-și întremeze o afacere sau să-și întremeze chiar o familie aici, care este o soluție în cele de urmă. Posibilitatea de a oferi lor imaginea unui stat, să spunem, modernizat, cu adevărat democratic, în care își pot găsi soluții fără să fie nevoie neapărat de intervenția statului, în care ocuparea unui loc de muncă să fie o chestiune care ține de competență și nu de alte intervenții. Eu cred că acolo va trebui să ajungem în cele din urmă ca să putem aduce într-adevăr români. Dar problema noastră este una uriașă. Nouă ne trebuie un plan de măsuri în care marea masă a românilor care au plecat mai întâi să-și dorească să revină acasă, că dacă apare dorință, o să vină și putința de a-ți realiza acest lucru. Cred că ar trebui un program național în care sistemul de asistență socială la nivel național, la nivel județean și la nivel local să ducă să țintească fiecare familie să întrebi unde sunt părinții tăi, grija cui ești, cine îți urmărește programul școlar, cine are de grijă de tine, să-ți dea de mâncare, să te îmbraci, cine te supraveghează, ce faci în timpul liber, cine te crește în cele din urmă și te educă. Este foarte important
ca statul să-și asume acest lucru prea puțin cu dorința de a rămâne. Este greu să te sacrifici de fiecare dată. Te-ai sacrificat când ai plecat, te sacrifici să te întorci. Mereu vei fi un om de sacrificiu doar pentru faptul că vrei să-ți îndrăgești familia sau alte lucruri. Și mai e o chestiune. Românii când se duc acolo după vacanță, cu lacrimi vin, cu lacrimi pleacă. Ei când ajung la locul de muncă în străinătate, nu mai au timp să se gândească. Să vedeți ce tragedie va fi în România. Se vor întoarce, secătuiți de puteri, fără resurse materiale, bolnavi, și vor intra în asistența socială a statului român, care ce va trebui să facă? Să le plătească, ce, măcar o pensie minimă, dar ei se vor raporta la nivelul de trai de acolo și atunci se vedeți mișcări pe stradă. România este țara mea, așa cum este țara fiecărui român, o țară mândră și frumoasă în care merită să trăiești. Mesajul este să aveți curaj, să faceți tot ceea ce e mai bine pentru voi și pentru copiii voștri. Și dacă puterea vă permite să vă întoarceți acasă, să știți că merită să o faceți, pentru că aici este sufletul vostru și a celor dinainte voastră. România este țara mea este un proiect finanțat de către Secretariatul General al Guvernului României.